Bună, copii! Astăzi vom explora împreună lumea fascinantă a animalelor sălbatice care trăiesc în pădure. Vom afla unde locuiesc, ce mănâncă și cum se descurcă pe timpul iernii. Să începem! Ursul. Ursul brun este unul dintre cele mai mari animale din pădure. El locuiește în pădurile de munte și uneori își face bârlogul într-o peșteră sau sub un copac mare. Ursul mănâncă fructe, miere, pești și ocazional mici animale. Cum rezistă iarna? Pe timpul iernii, ursul hibernează. Asta înseamnă că doarme aproape toată iarna, în bârlogul său călduros, iar înainte de asta mănâncă foarte mult ca să se pregătească. Știați că urșii pot alerga mai repede decât un om? Deși par greoi, pot atinge viteze de până la 40 de km pe oră. Vulpea Vulpea trăiește în păduri, câmpii și chiar lângă sate. Ea își face vizuina sub pământ unde se adăpostește. Vulpea este omnivoră, adică mănâncă atât carne cât și fructe de pădure cum reziste iarna? Vulpea are o blană groasă care o protejează de frig. Iarna își folosește și coada pufoasă pe post de pătură pentru a se încălzi în timpul somnului. Știați că vulpea are un auz excelent și poate auzi un șoarece chiar dacă se află sub zăpadă? Căprioara Căprioarele trăiesc în pădurile de foioase și conifere dar le putem întâlni și la marginea pădurii. Ele mănâncă frunze, iarbă și scoarță de copac. Iarna căprioarele se adună în grupuri mai mari și caută zone unde zăpada nu este foarte adâncă pentru a putea găsi hrană. Știați că puii de căprioară se pot ridica și pot merge la doar câteva minute după ce se nasc? Lupul. Lupii sunt animale foarte inteligente și trăiesc în haite. Îi găsim în păduri și pe munți. Lupii sunt carnivori și vânează în grupi cerbi, mistreți sau iepuri. Știați că lupii nu hibernează iarna? Blana lor groasă îi protejează de frig, iar iarna haita vânează împreună pentru a găsi mai ușor hrană. Lupii pot comunica între ei folosind sunete, precum urletele, dar și expresii faciale. Bufnița Bufnițele trăiesc în păduri, de obicei în scorburi sau pe crengi înalte. Ele sunt păsări de noapte și vânează șoareci, insecte și alte animale mici. Cum rezistă iarna? Bufnițele au pene foarte groase care le ajută să nu le fie frig, iar pe timpul iernii continuă să vâneze chiar și în zăpadă. Știați că bufnițele pot să-și rotească capul aproape complet? Mistrețul Mistrețul este un porc sălbatic care trăiește în păduri dense. Are colți mari și puternici și îi place să scormonească solul în căutare de rădăcini, ghinde și alte plante. Mănâncă și mici insecte sau larve pe care le găsește în pământ. Cum rezistă iarna? Mistreții nu hibernează, dar își caută hrană în pădurile acoperite de zăpadă și se adăpostesc în locuri adânci unde zăpada nu ajunge. Știați că mistreții pot simți mirosuri de la distanțe mari, chiar și de sub pământ? Veverița. Veverițele sunt animale mici și foarte energice care trăiesc în copaci. Ele adună nuci, ghinde și semințe pentru a le mânca pe timpul iernii. Veverițele nu hibernează complet, dar își petrec mult timp în cuiburile lor calde, din copaci și ies doar pentru a mânca din proviziile pe care le-au strâns toamna. Veverițele își ascund proviziile de mâncare în mai multe locuri și își amintesc exact unde le-au pus, chiar și după câteva luni. Ariciul Ariciul este un animal mic, cu spin pe spate, care trăiește în pădurile de foioase sau în grădini. Mănâncă insecte, melci, râme și uneori fructe. Pe timpul iernii, ariciul hibernează într-un cuib făcut din frunze uscate, ascuns sub pământ sau sub grămezi de crenci. Știați că aricii se rostogolesc într-o minge cu spini atunci când se simt în pericol ca să se protejeze de prădători? Vidra Vidra este un mamifer foarte jucăuș, care trăiește în apropierea râurilor din păduri. Ea se hrănește cu pești, crustacee și alte animale acvatice, pe care le prinde cu ușurință datorită abilităților sale de notătoare excelentă. Vidrele își petrec mare parte din timp în apă, dar au o blană densă și impermeabilă, care le protejează de frig. Ele își fac vizuini în malurile râurilor cu intrări subacvatice. Iepurele de câmp Iepurele de câmp trăiește în pădurile de câmpie și la marginea acestora, preferând zonele deschise și iarba înaltă pentru a se ascunde. El mănâncă iarbă, frunze și scoarță de copac. Iarna iepurii nu hibernează, dar le schimbă plana într-una mai groasă, iar uneori își sapă mici vizuini în zăpadă pentru a se proteja de frig. Iepurii pot sări până la 3 metri într-o singură săritură și pot alerga cu o viteză de până la 50 de km la oră pentru a scăpa de prădători. Wow, câte animale fascinante trăiesc în pădurile noastre! Fiecare are metode unice de supraviețuire și adaptare la mediul natural, fie că este vorba de construirea barajelor, de hibernare sau de blana lor specială. Natura ne învață cât de ingenioase sunt animalele sălbatice. Dacă v-a plăcut aventura de astăzi, nu uitați să vă abonați pentru a descoperi mai multe lucruri interesante. Pe curând,